Miranda dă drumul la minge, Seto. Și vine și șutul pe poarta lui Taborda, este gol pentru Astra! O mare greșeală a lui Taborda, speculată imediat de Osvaldo Miranda. Da, Osvaldo Miranda, iată, mă contrazice, Taborda este un portar care gafează, din păcate nu i-a ieșit nici astăzi să arate că merită să fie titular, a greșit elementar, aș spune, a respins o minge și Miranda, ca un veritabil atacant pe fază, a reușit să introducă balonul în poartă, un scor surprinzător încă din minutul 7. Aruncare de la margine, Stelian Stancu, Maghera, Curtean, pătrunde bine, Curtean, este liber Parks, în care reușește, egalează, Parks reușește până la urmă să marcheze singur la 6 metri, o fază interesantă, mingea a circulat destul de bine și l-a găsit pe Winston Parks singur în careu. Iată încă un gol marcat pe acest teren de Winston Parks, după cele ce spuneam a reușit două în urmă cu niciun an de zile. Două goluri în prima repriză deja pentru acest meci dintre Astra și FC Timișoara, vârfurile își fac treaba. Takayuki Seto gândește bine faza și mingea ajunge până la urmă la Paulinho. Paulinho în continuare se întoarce pentru a intra în centru. Trimite aceluia japonez, Takayuki Seto pentru Vasile Gheorghe. A mai încetinit faza, Tokic acum. Păun primește în stânga, Păun e în careu, Păun trage gol! Senzațională execuția lui Păun, mai ales într-un moment greu în prelungirile meciului, să ai atâta sânge rece și să le execuți pe Taborda fără nicio emoție, e o reușită extraordinară a lui Păun. Cât de bine a tras Păun, 2-1 pentru Astra, meciul cu FC Timișoara. Maghera era acolo practic împresurat de 5 adversari. Extraordinară această mobilizare a ploieștenilor. Chiacu acum poate centra dacă ar avea și cui. Chiacu centrează, se încurcă Miron, o greșeală mare a lui Miron și Vârțici introduce mingea în poartă, egalează Timișoara și vom mai avea de văzut goluri aici pentru că nu se poate termina egal, 2-2 cât este acum. Ce greșeală a făcut Bogdan Miron, cel pe care l-am lăudat în atâtea rânduri pe parcursul acestui meci, o greșeală uriașă a portarului.